Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni! Agricultura la raport. Astăzi vă prezentăm o viziune. Desigur, nu e o viziune a Ministerului Agriculturii, pentru că vizionarii nu se întâlnesc pe coridoarele ministerilor. Vizionarii de obicei sunt oamenii care muncesc, oamenii care sunt siliți de ceea ce fac, până la urmă să caute chei, să caute soluții pentru a răzbi, pentru a ieși la liman și, de ce nu, pentru a edifica un proiect pe care și l-au propus pe termen lung. Despre viziunea asupra României, o viziune agricolă, o viziune pusă la punct de mai mulți, aș zice eu așa, visători deocamdată, să vedem dacă visul acestora se va întâlni și cu executanții din Ministerul Agriculturii. În orice caz, e o viziune pe termen lung, o viziune pe 7 ani de zile, și dacă ne ducem în pași mărunți pe aceste coordonate propuse, cu siguranță putem spune cum va arăta România peste 7 ani de zile, în 2020. Și astea nu sunt povești, așa cum le auziți de obicei la televizor atunci când mai apare câte un politician, ci sunt, repet, perspectiva unor oameni abilitați să vadă mai departe cum se pot întruchipa anumite idei, anumite lucruri. Viziunea Alianței RoPAC 2014-2020 referitoare la reforma politicii agricole comune. Invitatul nostru astăzi în platou, Alin Bogdan Buzescu, președinte Qatar. Alin, îți mulțumesc că ai acceptat să... Și eu mulțumesc. Bună seara tuturor. Să stăm de vorbă despre viziunea aceasta și colegul meu, Vasile Luca. Mulțumesc, Vasile, că ai acceptat invitația. Bună seara tuturor. Bun, haideți să plecăm un pic, Alin, de la ceea ce înseamnă această Alianță RoPAC. Pe cine însumează ea până la urmă? E o viziune a unei părți din federații, confederațiile de producători, de crescători de animale sau din toate domeniile care se ocupă de agricultură în țara asta, sau sunteți cu toții aici, în sfârșit, suntem cu toții aduși la o masă? E foarte important. Suntem cu toții, am hotărât toți că împreună trebuie să dăm un mesaj comun către Ministerul nostru și Guvernul României și către întreaga Europa. România s-a decis pe câteva aspecte importante legate de perioada de programare 2014-2020 și visele noastre sunt absolut realizabile, pentru că se bazează pe niște premise concrete pe care le vom folosi în perioada care urmează ca să facem din România în următorii 7 ani campionul Europei la produsele agricole și produsele anexe din agricultură, produse bio, curate și care să ne pună pe masă hrană. Deci pe partea bucurie. Bio, spui tu, nu? Campion. Sau, vorbesc de ce avem noi mai valoros, adică cea mai mare comunitate rurală vie din Europa, 3.850.000 de gospodării țărănești, aproape jumătate din populația țării. Astea sunt atâtea case, nu, Alin? Să se înțeleagă perfect. Sunt și case locuite gospodării, de... case locuite de oameni care lucrează pământul și care, ajutați și organizați bine la nivel județean și local, pot aduce pe rafturile noastre și pe mesele noastre hrană și nu mâncare și servicii adiacente care trebuie să le recompensăm pentru ceea ce sunt ele. Și putem să facem asta în perioada care vine. Vasile, nu e un handicap ăsta, până la urmă, a avea 3.800.000 și ceva de mii de gospodării în mediul rural? Suntem țara cu, să zicem, cu cea mai masivă întârziere din punctul ăsta de vedere al țărăniei. Cea mai masivă întârziere, agricultura cea mai fărâmițată, și dacă facem o comparație cu unele state din vestul Europei, constatăm că acolo, în acest mediu rural, există un procent mult mai mic, 5, 6, 7, 8%. Și atunci vedem că saltul este foarte mare. Venim în România și observăm că aici ni se spune de nenumărate ori, inclusiv de oficialitățile din Europa de Vest, că avem această agricultură fărâmițată. Și atunci politicienii ne spun că există două variante. Pe de o parte, să ne întoarcem puțin în trecut, la perioada comunistă, să realizăm o concentrare a suprafețelor agricole, lucru care, cred eu, nu se mai poate, pentru că sunt foarte mulți proprietari de terenuri la ora actuală care nu acceptă sub nicio formă, mai degrabă plătesc penalități, acceptă orice, dar nu vor accepta reînființarea CAP-urilor. Pe de altă parte, văd că există intenții bune
bune intenții pentru a face asociere în agricultură și constatăm noi că există o reticență în mediul rural, oamenii vor să meargă înainte în mod individual și nu acceptă nici această formă. S-au făcut câțiva pași, au apărut câteva asociații, dar ele încă nu sunt la nivelul mentalității din Europa de Vest. Adică nu funcționează așa cum funcționează acolo o asemenea asociație și putem lua diverse exemple. De cele mai multe ori, în jurul unui om care a făcut performanță, care are suprafețe mari agricole, care are o producție animalieră destul de mare, se alipesc, nu știu, 10, 20, 50 de fermieri și formează o asociație. Ei nu au un conducător bine pregătit, ei nu au acces la finanțare, deci, practic, sunt niște pași timizi care s-au făcut și din câte am înțeles... Bun, după tine e un handicap, e... Un mare handicap faptul că nu avem acele 3, 4, 5 elemente. Pe de o parte, agricultura din România nu este finanțată. La ora actuală, fermierul român, dacă se duce la bancă, nu are șanse să obțină un credit, nici măcar pentru cofinanțare la proiectele depuse și aprobate. E un lucru strigător la cer să știi că îți dă comunitatea europeană 80% dintr-o finanțare și tu, fermier, cu teren, cu animale, cu utilaje, cu casă, cu mașină, cu pregătire, unii cu diplomă de Universitatea Agricolă, nu reușești să obții 20%. Sunt situații și sunt convins... Nu reușești de multe ori chiar și când cheltuielile sunt 100% eligibile. Eu am întâlnit un prieten, sunt primării, mă rog, care nu care obțin 1%. Care pe ajutorul de minimis, bine, s-a adresat IMM-ului, adevărat, de data asta, a luat, mă rog, a făcut dosarul, proiectul, a zis, da, vino că ești calificat, doar că trebuie să faci cheltuielile din banii tăi prealabil sau în tranșe. Și omul s-a dus la toate băncile. Și nu ne interesează. Deci cum să spun eu, statul, guvernul României spune că ajutorul de minimis e un ajutor guvernamental, spune da, îți dau 200.000 de euro. Tu te faci un proiect, da. Te duci la o bancă, deci guvernul nu duce până la capăt, cum să spun eu, sprijinul ăsta. Da. Să spună, bă, hai să-l ajut pe amărâtul ăsta, dacă tot văd că vrea să întreprindă ceva în țara asta, să și facă. Ori ai perfectă dreptate. Acum, eu mă bucur foarte mult că există această inițiativă și noi avem ocazia în această seară să comentăm inițiativa acestei grupări de asociații, pentru că am înțeles că sunt mai multe asociații care s-au adus. Este o alianță. De ce? Pentru că avem posibilitatea să le punem hârtiile în fața guvernanților. Avem posibilitatea ca să le spunem că cei care sunt interesați de viitorul acestei țări și viitorul agriculturii au gândit și pun pe masă, bănuiesc că a spus și pe masa Ministerului Agriculturii, a Guvernului, de ce nu, chiar a Parlamentului României, un document din care reiese că sunteți oameni de bună credință, că sunteți oameni care vreți ca în această țară, în acest segment important al economiei, agricultura, să se întâmple ceva. Deci avem posibilitatea să spunem, pe de o parte, că ne interesează viitorul agriculturii și să demonstrăm că există propuneri concrete. Corect, sunt de acord. Alianța Ropac. Haideți să spunem exact, e important să se vadă cine sunt cei intrați în această alianță. E o alianță nu ca în politică, ai cel puțin două alianțe în politică întotdeauna. Aici e o viziune unitară a tuturor producătorilor de ceva din țara asta, da? Federația Crescătorilor de Bovine din România aici, Federația Națională de Agricultură Ecologică aici, BioRomânia aici, LAPAR prezent, Federația Agricultorilor de Munte Dorna, prezent. Federația Națională de Produse Tradiționale, prezent. Federația Romovis, 10 mai 2006, prezent. Sindicatul Crescătorilor de Ovine din România, prezent. Legumicultorii, prezent. Qatarul, reprezentat de Alin aici. Forum Montana din România. Forumul Montan din România. Adeptul, Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană. Romontana. Prezent. Deci cam toată lumea striga prezentă la solicitarea asta, da? Da. Cine a venit să vă spioneze, să zicem așa, de la Guvernul României? Au venit să vadă la întâlnire? Pentru că a fost o întâlnire deschisă până la urmă. Da, a fost o întâlnire deschisă. Ministerul, din ce am sesizat eu, este interesat ca noi să fim unitari și să avem un cuvânt de spus. Și eu sunt de acord că și noi, asociațiile din țară, cei care activăm aici, trebuie să ne organizăm pentru a putea beneficia de binefacerile perioadei de programare care urmează. Intențiile Ministerului pot fi bune dacă noi nu ne organizăm să le fructificăm, să le realizăm efectiv, concret, prin organizare, Ministerul se poate strădui degeaba.
Au fost reprezentanții Ministerului la eveniment. Noi am lansat această viziune a Alianței Ropac miercurea trecută cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului într-un eveniment pe care l-am avut la Academia de Științe Agricole și Silvice, unde am avut ca oaspeți pe Ministrul Agriculturii, pe Ministra Mediului, a mai fost europarlamentarul Daciana Sârbu, care este o luptătoare pentru agricultura noastră tradițională și vreau să apreciez eforturile românilor care luptă pentru țară la Bruxelles. Am stabilit câteva criterii importante legate de ce trebuie să facă agricultura noastră în România în perioada care vine și am semnat documentul și l-am pus pe masa Ministerului. E un semnal pozitiv. Sigur că de aici înainte depinde de noi să ne organizăm, iar eu de când sunt în poziția asta de președinte al Confederației Asociațiilor Țărănești din România, folosesc cel mai des un cuvânt, organizare. La fiecare județ noi trebuie să avem o filială activă cu organizațiile din județ existente, cu cei care intenționează să înființeze asociații, pentru că sunt din ce în ce mai mulți care au înțeles politica agricolă comună propusă de comisia condusă de domnul Cioloș, care aduce avantaje competitive țării noastre pentru valorile pe care le avem în România și pe astea vrem să le punem în valoare. Avem o șansă deosebită în perioada care vine și trebuie să o facem și vrem să o facem și sună lumea. Sună. Azi dimineața am primit o scrisoare de la președintele Asociației Crescătorilor de Bovine din Moldovița, din Suceava, domnul Crăiuț Alexandru, care a trimis o scrisoare către primul ministru Ponta, către ministrul Agriculturii, către mine, către președintele Comisiei Consiliului Județean Suceava, unde a precizat câteva aspecte foarte importante și care dovedesc o bună cunoaștere a problematicii, bineînțeles semnând și cu intenția de a adera la Confederația noastră. Acum două zile, la fel, a sunat domnul Ormaș Gheorghe din Cara Severin, din comuna de la Runca, parcă, vă spun imediat, de la Reca, Cara Severin, Asociația Vrătoare de Animale din, de la Reca. Domnul, după spusele domnului Armașu, sunt cea mai mare comună, Armaș Gheorghe, cea mai mare comună din România. Zic, domnule Armaș, de ce cea mai mare? Păi sunt cele mai multe sate. Păi și cât sunteți acolo? Peste 200 de gospodării. Câte bovine aveți? Peste 1000 de capete. Deci o organizație bunicică. Și ei s-au alăturat. Și nu numai ei. Mai sunt organizații care de când ne-am înființat și au trimis documentele către noi, sunt în procedură de aderare. Nu asta e important. Important e ca la nivel de județ, organizațiile care au un cuvânt de spus să-și dea mâna, să stabilească la nivel de județ ce au de stabilit. Noi le dăm sprijinul să înființeze filialele, iar ele să devină, prin ei, camerele agricole județene, pentru că aceste camere agricole trebuie să fie conduse de fermieri și de specialiștii lor. Consultanța pe care fermierii o necesită atât de tare trebuie să fie furnizată de specialiștii pe care noi îi alegem și sunt printre noi cei mai mulți specialiști, sunt printre noi, sunt cei care lucrează în fermele noastre, în fermele asociațiilor noastre. Sigur că tot noi trebuie să organizăm și desfacerea produselor și politica agricolă comună pentru perioada care urmează ne permite acest lucru și ne bucurăm de asta, trebuie doar să o fructificăm. Deci iară depinde de noi, iară depinde de organizare, în sensul în care intermediar să fie asociația, marja de venit a asociației să se întoarcă în teritoriu la membrii asociației care să beneficieze de investiții din partea asta de venituri, la fel și cu sumele pentru consultanță pe care fermierii vor avea în perioada care vine să-i cheltuiască cu specialiștii organizațiilor noastre județene. Sigur că o altă veste bună e că România va putea avea în programul care urmează până la 15.000 de euro pentru fermieri într-o procedură simplificată, ceea ce este un lucru îmbucurător. Deci scăpăm de multă hârțogăraie dacă vrem să accesăm fonduri. Sigur că fermierii noștri vor trebui să gândească foarte bine cum îi cheltuie, pentru că este irațional să-și cumpere fiecare câte o motosapă, de exemplu, câte vreme, dacă avem niște sume în comun, putem să dezvoltăm împreună ceva mai
bine, investiții mai eficiente. Deci totul depinde de organizare. Și asta e rolul meu. În ce stadiu suntem acum din punct de vedere al organizării, la nivel de celule, de județe, până la urmă? Pentru că ați discutat în perspectiva înființării camerelor agricole, care, cum să spun eu, ca să le iei în posesie, trebuie să existe prealabil înainte ca o federație, ca o confederație de asociații. Cum stăm în momentul de față, la nivel județean, să spunem? Da. Sunt județe care sunt mai avansate, pentru că acolo liderii noștri, colegii mei din Consiliul Director, vicepreședinții, au început să lucreze deja la liste, iar organizațiile care sunt conectate la informații au aflat de noi, au înțeles mecanismul, au înțeles misiunea, ne caută. Și atunci sunt județe fruntașe, cum e Brașovul, unde locuiesc eu și unde s-a înființat Confederația, și sunt acolo câteva organizații care în luna iulie vor înființa filiala. Clujul iar e avansat, Sălajul iar e avansat, sunt deja minim, ne-am spus să fie minim 3-4 organizații inițiatoare, urmând ca ceilalți să adere ulterior, pentru a avea o procedură mai simplificată și mai rapidă de înființare. Noi am dorit ca până la sfârșitul lunii septembrie măcar jumate din județele țării să aibă deja organizațiile. Bun, avem acum la telefon pe domnul Tiberiu Ștef, director general AgromRo. Bună ziua, bună seara, domnule director. Bună ziua, domnilor. V-aș ruga să comentați puțin viziunea asta Alianței RoPAC 2014-2020. În ce măsură credeți că ministrul Daniel Constantin își va face timp să o răsfoiască, să o ia în seamă, să o propună mai departe, mă rog, în negocierile cu Uniunea Europeană? Da, sper să-și facă timp și domnul ministru și ceilalți care îl consiliază, pentru că cred că noi suntem la sentimentul marii majorități, că cineva trebuie să ocupe de fermele mici. Și suntem obligați să gândim a introduce măsuri specifice pentru ei în nou plan național de dezvoltare rurală. De altfel, din câte știu, într-o lună, o lună jumate, Ministerul începe negocierile pe primul draft pe care l-au transmis deja la Comisia Europeană. Din păcate, noi încă nu știm dacă fermele mici sunt cuprinse în măsurile specifice noul PNDR. Da, stați un pic, nu știți, adică ceea ce pune la cale Ministerul Agriculturii, Guvernul României, noastre habar n-aveți? Din păcate nu, pentru că păi ce-i se crede stat? Ministerului nu se publică. Noi, probabil și faptul că noi ne-am constituit destul de recent, din decembrie anul trecut, nu fi auzit încă de noi, dar sigur va auzi de noi. Bun, deci prin urmare, Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, în direcția asta, au propus deja Uniunii Europene un draft, un document spre negociere. Dumneavoastră habar n-aveți, nu știu, zici că e contractul cu Bechtelul, contractul cu Nokia, tot contractul cu Roșia Montană. Orice se face în țara asta are niște clauze secrete. Da, nu putem să vă spunem, fraților, că e secret. Păi noi suntem tâmpiți. Avem probleme de comunicare. Părerea mea, asta nu poate să fie treaba unui minister sau, știu, unui mandat într-un minister. Asta e o treabă pe termen lung. Noi avem specificitățile noastre și în special în zonele de deal și de munte, unde de asemenea avem un demers. Dorim să-i convingem să se introducă sub programul tematic zona montană, pentru că asta va însemna pachete financiare mult mai multe decât ceea ce înseamnă o măsură și de asemenea măsuri specifice pentru cei din zona montană. Asta e o treabă de termen lung. Sperăm că dacă va fi introdus deja în noul plan național de dezvoltare rurală să fie o bună experiență pentru toți cei care vor veni, inclusiv după noi, pentru că asta nu e o treabă pe care, știu, președintele Catar Buzescu, pe care îl aveți în studio, sau Ștef sau ceilalți colegi, să o putem noi rezolva în câțiva ani. Important este că există o mână de oameni care își asumă această răspundere și responsabilitate pentru a încerca să organizeze acești mici agricultori, acești mici producători. Altfel, ei n-au nicio șansă, nici măcar teoretică, în competiție cu ceilalți din Uniunea Europeană.
Am înțeles. Bun, eu mă întreb un lucru și cred că dumneavoastră, cei care munciți în branșa asta a agriculturii românești, cu siguranță vă întrebați și poate vă dați și un răspuns, ne-l dați și nouă. Dacă nu știm ce au propus spre negociere ai noștri, ministerul nostru, guvernul României, în raport cu Comisia Europeană, nu știu, nu vă întrebați, bă, cu cine s-a consultat ministrul agriculturii pe povestea PNDR-ului? N-am aflat până acum. Nu știți cine îi sfătuiește, cine le suflă în ureche, uite cum să facem, cum să propunem? Că eu acum văd că asociația, mă rog, o alianță a tuturor federațiilor, a sindicatelor din domeniul ăsta s-au adunat la oaltă și nu i-a întrebat nimeni până acum, bă, fraților, ce v-ar interesa să negociem pe viitor? Ce v-ar aranja mai bine? E ca povestea aia, că atunci când nu știi încotro te îndrepti, orice drum este posibil. Da, nu te pierzi nicăieri. Nu mai prin sensul ăsta, giratorii are viitorilor strategii și politici și ar fi bine, atâtea câte sunt experiențe în țara asta, că nu sunt ele multe, din păcate, ar trebui văzute ce au făcut bine, ce au greșit, ce erori, ca să nu se mai repete, iar experiența asta ar trebui, adunată și valorificată, pentru că ceea ce facem noi, nu facem neapărat pentru noi. Dacă am și făcut pentru noi personal, ne ocupam de altceva. Dar trebuie cineva să se implice și în problematica asta a fermelor mici, care, așa după cum bine știți, sunt foarte mulți, sunt dispersați, sunt îmbătrâniți, sunt descurajați, au o grămadă de probleme, de la producător până la procesator, îți băgați în acea joală cu marile industrie alimentare, ceea ce, după părerea mea, este o greșeală fatală pentru ei, etc., etc. Adică sunt o grămadă de probleme pe care această confederație, cu membrii fondatori pe care i-are acum și cu ceilalți care sper că o să ni se alăture nouă, inclusiv noastră, cei din media, să conștientizăm că avem problema asta, care e și o oportunitate în același timp și că o putem valorifica nu numai în interesul persoanelor vizate, nici producători, nici agricultori, ci și în beneficiul nostru a tuturor. Asta e ideea de bază. Vasile, dacă dorești să intervii. Mulțumim foarte mult, domnule Ștef, pentru intervenție. Foarte, foarte atente. Vă doresc numai bine și spor la discuții. Doamne ajută! Foarte atent în Eu aș vrea să spun, ceva și bănuiesc că nu supăr pe nimeni și dacă supăr, cu atât mai bine. Eu cred că după 23 de ani ne putem permite să tragem linie, să spunem niște lucruri adevărate și să arătăm cu degetul. Trebuie să aruncăm o privire și să vedem cine a condus până acum destinele agriculturii. Oameni care n-au demonstrat nimic înainte ca să fie numiți în aceste funcții foarte, foarte importante. L-am în vedere pe Tabără, știm că a lucrat înainte la Lugoș, la acea unitate specială, poate să fie, n-a fost în stare să pună pe picioare acel segment de industria cânepei, știm ce s-a întâmplat la Lugoș, s-a ajuns în faliment, iar dânsul a ajuns în scurt timp ministru. A venit... Dânsul conducea, zici, unitatea respectivă? Conducea și unitatea a ajuns în faliment. Eu cred că de destinele agriculturii... Să contrastezi așa, n-are rost, adică vezi că toată lumea falimentează tot în țara asta, hai să găsim oameni care n-au falimentat și oameni care au făcut ceva. A venit Ioan Avram Mureșan, știm unde este acum, știm ce a făcut pentru agricultura României, adică nimic. Știm în ce mod și-a adus contribuția la distrugerea agriculturii, știm ce a făcut și cu Iscip Bonțida și cu alte unități care au fost date rudenilor și a tratat acest segment important al economiei ca pe moșia personală. Unde de ce nu vine unul, mă, Vasile, până la urmă? Pentru că nu lipește afișe, că nu are adeziv să lipească afișe. Asta este problema. Eu vă sugerez să faceți un lucru practic pentru ca să mă înțelegeți și mai bine ceea ce vreau să spun. Aruncați o privire pe curriculum vitae al celor care conduc destinele agriculturii la ora actuală, de la nivel central și de la nivel județean. Și o să aveți surprize, pentru că acești oameni în viața lor n-au lucrat în acest domeniu al agriculturii, iar la ora actuală conduc diverse servicii, direcții, subunități ale Ministerului Agriculturii. S-a ajuns până acolo încât un șofer să conducă o direcție agricolă. S-a ajuns până acolo încât un individ care toată viața... Care a condus o mașină, e problema lui. Și putea să conducă în continuare mașina pentru că nu l-o prea nimeni. S-a ajuns până acolo încât o altă unitate dintr-un județ, Agenția pentru Dezvoltare Rurală,
să fie condusă de un individ care a lipit afișe și care toată viața lui a lucrat la CFR, la macaz, l-a schimbat macazul și așa mai departe. Și atunci, noi nu putem să facem agricultură performantă, pe de o parte, fără organizare, și eu înțeleg că intenția colegului este de a stimula acest lucru, asocierea, în primul rând, a fermierilor mici. Eu cred că aceste camere agricole ar trebui să plece de jos. În primul rând, fermierul să fie conștient și tot ceea ce spunem noi aici, sau tot ceea ce intenționați dumneavoastră să ne spuneți aici, trebuie să reprezinte un fel de sindicat al fermierilor. Dacă fermierii din această țară nu vor fi conștienți de faptul că trebuie să se organizeze, să se asocieze, eu cred că toată munca dumneavoastră este în zadar. Pe mine m-a întrebat cineva de ce nu ieșim mai des la televizor și spunea că parcă lucrăm clandestin. Nu lucrăm clandestin deloc. Ieșim și noi la televizor, că suntem invitați. Și spunea așa, domnule, trebuie să ieșiți la televizor ca să vă susțină fermierii. Păi, eu nu candidez la nimic, nu trebuie să mă susțină fermierii. Noi creăm condițiile necesare astfel încât fermierii să înțeleagă ce avantaje au în perioada în care vine, ce pot obține dacă urmează anumiți pași concreți și împreună, prin organizația noastră la nivel național, să avem o singură voce, astfel încât, de exemplu, PNDR-ul care urmează să nu mai fie modificat de la săptămână la săptămână, cum se întâmpla până acum. De ce se modifica? Pentru că în fiecare săptămână câte o organizație din țară trimitea câte o plângere. Acea plângere era citită, se făcea o modificare, restul țării era nemulțumită. Nu e bine. Trebuie să ne organizăm noi, să avem o singură voce, să punem pe un portal al Confederației toate rezoluțiile la nivel județean ale organizațiilor, să învețe toți din experiențele noastre bune și rele, să luăm o decizie unitară, să fim ascultați. La nivel de județ, Camera Agricolă să funcționeze mai mult decât ca un consultant și un organizator. Trebuie să fie așa un fel de minister al agriculturii și dezvoltării locale. Ei decid acolo împreună cu partenerii lor din administrațiile locale ce se întâmplă cu averea, care averea e comună. Pământurile sunt ale fermierilor, ale asociațiilor, ale comunităților locale. Se învecinează. Terenurile noastre se învecinează cu terenurile primăriei. Cui e primăria? Păi e tot a noastră, a localității, a comunei. Pe unde trece drumul? Trece drumul și pe la noi prin terenul privat? Trece și pe la primărie. Pe unde trece lumina? Și pe terenul privat al asociațiilor și pe acolo. Deci trebuie să lucrăm împreună. Pentru asta avem alt avantaj. Comisia Europeană de Buget Finanțe a aprobat anul trecut în noiembrie nou regulament cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2013 care prevede punctaje suplimentare pentru proiectele care sunt puse pe masă în parteneriat public-privat. Cu alte cuvinte, așteptăm să fie mai activ și mai încurajatori, inclusiv primarii, care printre ei sunt foarte mulți agricultori și fermieri și sunt oameni de bună credință. Bun, luăm o pauză, după aceea încercăm să vedem dacă știe Alin Buzescu cu cine s-o fi consultat Ministerul Agriculturii atunci când a pus deja, au un draft de lucru, un draft pentru negocierea viitoarea PNDR-ului cu Comisia Europeană. Poate are el idee, poate l-a sunat cineva de la minister să-l întrebe, uite, Aline, în povestea comunităților rurale, mici, a gospodărilor țărănești, cam ce așteptări aveți? După cum zâmbește, se pare că l-a sunat cineva de la minister. O să aflăm după pauză imediat și încercăm să mergem așa, să devoalăm puțin o realitate românească a anului 2020, pentru că dacă lucrurile se vor întâmpla pe structura propusă de această alianță RoPAC, putem să știm cum arată România. Deocamdată, viziunea guvernului nu o cunoaștem, pentru că, iată, nici fermierii habar n-au ce și-au propus să negocieze cei din guvern în ceea ce îi privește. Așa e, frate, îți pețește altcineva întotdeauna mireasa și spune, uite, ți-am adus-o, ia-o în brațe, fă copii cu ea și iubiți-vă până la adânci bătrâneți. Așa pețesc și cei din guvernul României în general, în locul nostru, condițiile de... Asta este o tradiție la musulmani cu pețitul. Părinții găsesc... Nu rânduiesc ei, da. Da. Deci probabil cei care ne conduc au intenția să devină musulmani. Da. Da. Bun, ne întoarcem în câteva momente, dragi prieteni.
Ne-am întors, oameni buni, Alin Bogdan Buzescu, președinte Qatar alături de noi, Vasile Luca, realizator AgroTV alături de noi. Continuăm discuția, vă spuneam că are Alin un răspuns pentru dumneavoastră, dacă a fost sunat sau nu de Ministerul Agriculturii și întrebat cam ce așteptări au sau ce propune pentru negociere pentru viitorul PNDR. Poate, nu știu, voi, prietenii voștri, stați la șprițuri cu ministrul și vă sfătuiți sau nu știu ce faceți. Da, nu, nici vorbă, nu. N-am fost sunat de minister. Știu, în schimb, sigur că dacă măsurile noi propuse și modificările la vechile măsuri nu îndeplinesc interesele noastre, ale fermierilor, ele nu vor putea fi implementate. Și atunci, eu mă gândesc că ministerul a transmis către comisie un document bazat pe lista de meniu propuse deja de comisie, care oricum e avantajoasă fermelor mici. Din cauza noii politici. Era viziunea comisiei din cauza schimbărilor climaterice, din cauza opiniei publicului european care dorește să mănânce din ce în ce mai sănătos, să fie mai controlată hrana de pe rafturi. Deci sunt condiții care vin în beneficiul nostru indirect. Noi ne-am propus ca până la finele lunii august să avem o descriere a tuturor măsurilor în detaliu, practic să avem varianta PNDR-ului făcută de noi, de fermieri. Și față de măsurile din PNDR-ul, cele cunoscute deja, vom avea trei în plus. Pomicultura, laptele și muntele. Foarte importante toate. Lucrăm la ele. Eu aștept pe măsura de lapte de la Federația Agricultorilor de Munte Dorna și de la ceilalți crescători de bovine și de ovine din țară să spună poziția. Noi le transmitem în perioada care vine scheletul, cum e el posibil, și să construiască pe acest schelet toți, iar mie îmi va reveni sarcina să concentrez toate propunerile făcute de fermierii noștri pe măsura lapte și să o adaug la măsurile pe care noi le reparăm din PNDR-ul vechi, că avem de reparat. Din măsurile vechi avem de reparat. Sunt lucruri care trebuie schimbate și acolo și noua politică ne permite asta. Și o să o facem. Dar la ce te referi când spui trebuie reparat? Păi, de exemplu, măsura 142 cu stimularea cooperării, cu cooperativele. Păi e o măsură care trebuie adaptată la concret, așa cum a fost, ea de fapt recompensa cooperarea, nu o stimula. Dacă erai harnic și te asociai și făceai cooperativa, veneau și banii după. Dar aia însemna că tu deja ai făcut un efort. Noi vrem să fie o măsură prin care oamenii să fie de la început stimulați, să știe adică clar. Banii înainte, alte cuvinte. Păi lasă să mai și face și noi, să fie recompensați ca un cățel de la care să știe pentru ce fac treaba. Sigur. Da, dar trebuie să sprijiniți cumva. Nu pot din nimic. Trebuie cumva sprijiniți. Sigur că nu în sensul în care dați-ne bani ca să facem. Niciodată nu am susținut treaba asta și nu o vom susține. Pomicultura la fel. Și cu agricultura de munte, care e foarte importantă și trebuie recompensată. Eforturile de la munte. Dar ce înseamnă pomicultura? Adică ce aduce nou? Ok, aici cu laptele e o problemă într-adevăr, pentru că nu suntem încă conformi. Ni s-a pus în vedere să ajungem la acea conformitate cu ceea ce are se cere. Două tăișuri. Vine, dispar cotele de lapte, ceea ce, din punctul meu de vedere, va fi echivalentul unui ring în care am intrat nepregătit și o să luăm niște croșee în ficat până o să dacă ne organizăm pe jos. Dacă nu ne organizăm. Nu ne organizăm și atâta vreme cât o piață laptelui în România e dominată de multinaționale, 80% din procesare aparține multinaționalelor care au în spate propriul sistem de producție de lapte. Părerea mea, eu chiar mă uitam la reclame acum, dacă ești atent la televizor acum de când ne ocupăm de domeniul ăsta, am văzut brand-uri românești care apar așa, nu schimbăm decât, calitatea rămâne aceeași, schimbăm doar simbolul. Cutia, știi? Da. Cutia. Și apare o marcă străină, franțuzească, bună oară, în locul uneia românești, așa, deci din, foarte trist spre Bucovina. Că, da. Și uite, așa dispar toate. Da. Și mă gândesc că... Trebuie să ne organizăm. Deci, nu, eu sunt foarte trist. Nu se poate să aruncăm laptele. Nu trebuie să aruncăm. Îl dau oamenii noștri doar la porci. Lapte bun, cu 3,5% grăsime, cu caseină, cu ce mai e el, îl dau la porci și
În schimb, și nu-l vând cu 90 de bani un leu, nu? Cum sunt cei de la Dumbrăvița, apropo de cei pe care știu eu că sunt foarte aproape de mine, de Brașov, și alții sunt în țară la fel, și dăm 5-6 lei pe un litru de lapte care e spălat de toate valorile lui, nici nu mai știi dacă e lapte, de multe ori. Dar nu vreau să intrăm în amănunte de genul ăsta, vreau să vorbim, nu sunt amănunte, sunt lucruri foarte importante, dar vreau să vorbim mai ales de organizare, pentru că dacă nu vorbim de organizare și nu îndrăznim să venim... Dar, Alin, cum vezi tu povestea asta? Adică, bun, în satul meu natal încă mai sunt, să zicem, 100 de familii care mai țin o vacă, 10 oi și mai departe, da? Cum poate omul ăla să producă un lapte conform la un moment dat, dacă nu are în grajdul lui condiții de igienă, dacă nu are o instalație de spălat, dacă nu are o instalație de muls, dacă nu are o de la derăcire. Păi aici vine nevoia de asociere, sigur. Aici vine nevoia de asociere, pentru că... Păi ce mai poți să asocieze niște oameni la 60 de ani, 70 de ani? Chiar povesteam cu mama, 67 de ani, și spunea, sunt cam cea mai tânără, dragul mami, din sat. Restul au 80, 80 și... Cât le-o rânduit Dumnezeu să mai trăiască. Începem cu locurile, locurile unde sunt oameni tineri și nu sunt toate locurile. Da, e ok, dar în satul ăla, să zic, 100 din cele 3.800.000 de gospodării și sate de felul ăsta, crede-mă, sunt Doldora, pentru că, nu știu, aveți un studiu să vă arate, domnule, uite, indicatorul, tinerețea, vârsta medie în comunitățile rurale. Cred că suntem octogenari. Nu. Situația e descumpănitoare. Am vizitat în ultimii 3 ani de zile, printr-un proiect de dialog social la nivel național, aproape 500 de localități și le-am văzut. Eu sunt de acord. Situația e descumpănitoare dacă privim lucrurile din punctul ăsta de vedere. Dar refuz să privesc lucrurile din punctul de vedere. Vreau să le mă gândesc realist, adică să vorbim. Realist, atunci haide să pornim cu ce avem bun, okay. Că avem locuri bune în țară, pozitive, în care nu sunt numai vârsta a treia din locuitori. Să pornim cu exemplele pozitive, să le facem foarte repede, pentru că avem cu cine sunt, județele noastre sunt cu organizații conduse bine și care fac treabă. Și să multiplicăm experiențele pozitive. N-am ieșit să facem. Și nou PNDR ne sprijină în direcția asta. Trebuie să facem treaba asta. Și avem o sumedenie de valori în România pe care trebuie să le punem pe masa Europei și pe masa noastră tuturor. Avem biodiversitate, avem încă 120 de specii pe metru pătrat. Nu mai există așa ceva în Europa. Ori asta înseamnă calitatea laptelui. Calitatea laptelui vine din calitatea pășunii. 120 de specii pe metru pătrat. 120 este... de specii pe metru pătrat. Nu mai are nimeni în Europa. Oameni buni, spune lumea... notați-vă asta pe intrarea în casă. 120 de specii de plante pe metru pătrat în România. Da. Deci e un paradis cu adevărat. Habar n-avem pe ce sunt valori planetă trăim. Este un paradis, dar pe de o parte este un paradis al bunăstării, al fericirii, al bogăției pe care ne-o dă natura, dar este un paradis al sărăciei. Deci dacă se merge în acest ritm, eu cred că noi ieșim de pe harta Europei, ajungem undeva în Africa. Dar Vasile, nu putem face una tu. Eu părerea mea că putem converti rămânerea asta în urmă, faptul că avem cel puțin Transilvania, dacă zonele de subcarpați... Eu vreau să scot în evidență altceva și prin ceea ce fac aici la AgroTV am încercat să scot în evidență acest lucru și nu știu în ce măsură am reușit să-l fac, și anume... Păi voi mai insista la un moment dat, în următorii 5 ani măcar, nu? Nu știu. Așa depinde. Le-am înțeles, că 5 ani trage nu într-o știu, direcție. Depinde. Vreau să spun următorul lucru. Se vorbește de faptul că noi avem un handicap, și anume faptul că există aceste suprafețe fărâmițate. Asta nu înseamnă că la infinit noi trebuie să facem agricultură pe o suprafață de teren cu lățimea de 10 metri și lungimea de 1 kilometru. Nu. Putem să ne asociem, și eu cred că și meritul dumneavoastră este acela, de a-i convinge pe oameni, sau misiunea dumneavoastră este aceea, de a-i convinge pe oameni să creeze pentru început niște cooperative mici. Și s-a dat acest exemplu cu acel sat, cu acea localitate, cu oameni îmbătrâniți. Acești oameni au copii. Mulți copii mor de foame la oraș. Mulți copii, cine știe, sunt emigranți aiurea, nu se știe prin ce colțuri ale lumii. Acești copii pot să vină acasă și pot să facă performanță. Eu am demonstrat în cele câteva emisiuni pe care le-am realizat că pe un hectar de teren se poate câștiga enorm de mult. Se poate câștiga, păi se pot câștiga 30.000 de euro, 50.000 de euro, 100.000 de euro. Nu, păi tocmai confirmă teoria că și în condițiile în care o Transilvanie care nu poate fi comasată,
poate deveni rentabilă. Haideți să vă dau un exemplu. Haideți să vă dau producând eco, producând bio, făcând turism. Haideți să vă dau un exemplu pe care îl cunosc foarte bine, pentru că chiar duminică am prezentat acest subiect legat de tutun. Eu sunt nefumător, bănuiesc că și voi, nu convingem lumea să fumeze, pentru că, mă rog, tutunul este dăunător sănătății. Ce vreau să scot în evidență? Vreau să dau un exemplu concret vis-a-vis de ce au făcut vecinii unguri. Tutunul, de exemplu, se poate cultiva și pe suprafețe foarte mari, au apărut utilaje care mecanizează în totalitate procesul de producție, se poate cultiva pe 50-100 de hectare, dar cultura tutunului are un mare avantaj că se poate cultiva pe acele suprafețe mici. 3.000 de metri pătrați de lângă casă, 5.000 de metri, 2.000 de metri de lângă casă. Dacă se respectă procesul de producție, acea familie, chiar de oameni în vârstă, pot să cultive tutun și pot să câștige foarte bine, comparativ cu cultura de cereale. Și asta aș vrea eu să explic. Nu, fraților, puneți greu în spatele casei, vă rog eu frumos, lăsați tutunul. E o prostie cu tutunul, până la urmă. Adică, Vasile, nu încuraja lumea să, până la urmă, nu tragi fructe de pădure. Hai să discutăm de pădure. De fructe spună de pădure. Smeură, să pună mure, să facă aronia, să facă... Afino-canadian este extraordinar de bun. Să facă valoare adăugată. Vreau să dau un exemplu concret legat de tutun, ce fac ungurii. Deci, la ora actuală, cota de tutun în Ungaria este 6.500 de hectare. Ungurii realizează în fiecare an peste 7.500 de hectare cultivate cu tutun. Depășesc cota și le convine să plătească penalități. Ce se întâmplă în România? A fost negociată o suprafață de 12.500 de hectare și am cultivat 1.800 de hectare. Ce se întâmplă în Ungaria? Subvenția, și ăsta e un lucru foarte important, eu dau exemplu cu tutunul pentru că îl cunosc, dar putem să mergem mai departe și să aplicăm această teorie și această logică la orice altă cultură. Pentru că dacă vom avea un guvern performant care să gândească cu idei logice, vom putea să facem performanță în agricultură, dacă nu, la revedere. Da, bun, Vasile, nu, okay, puțin, dar numai puțin. Acum tu discuți de hectare, mii de hectare. Hectare, sute de hectare, nu-i discuția asta. Nu, discuția știu, legată știu, de, uite, știu, aia, asociațiile știu, țărănești din România, adică de omul ăla simplu. Știu, numai puțin. În Ungaria, subvenția pe hectar, nu discut de Germania sau de Canada, Ungaria, subvenția pe hectar este, nu pe hectar, pe tonă. Tona obținută. Nu, pe hectar. Este 3.500 până la 3.900 de euro, în România este 1.250. Ăsta e motivul pentru care acolo se face performanță, se produc 3 tone de tutun. Lasă-vă să fumeze alții atunci. Cultura de tutun. Da. Deci, același lucru se poate face în alte segmente. De exemplu, fructe de pădure. De exemplu, plante medicinale. Pe piața vest-europeană, uite, hai să luăm exemplu Poloniei. Ok, dar nu înțeleg unde ducem discuția acum. Vorbim de... Nu, vorbim de organizare. Vorbim de organizare. Deci, dacă în satul românesc se va crea cooperativă, dar nu CAP-ul, cooperativă. Trebuie să spune oamenilor, toată Europa dezvoltată, Germania, Italia, bun, Franța, nu, tot... N-am înțeles este... de ce zici tu că până la urmă e un handicap. Ok, ne asociem. Ideea asta e, pentru asta milităm. Dar nu e suficient. Ca oamenii să se organizeze între nu ei. Nu este suficient. A fost o perioadă complicată până am avut terenurile în proprietate. Procesul de retrocedere a durat foarte mult. Procesul de punere în posesie a durat foarte mult. Eliberarea de titluri a durat foarte mult. Acum sunt suprafețele necadastrate în mare majoritate. Sunt aspecte tehnice care sunt importante pentru accesul de fonduri. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem împreună cu Ministerul și cu Guvernul României. Sunt incluse inclusiv în poziția Comisiei Europene față de România, apropo de perioada de finanțare care urmează. Aceste condiții ex-ante, cum se numesc ele. Așteptăm și semnalele sunt că vom obține aceste modificări legislative și vom obține sprijin din partea Guvernului pentru aceste condiții. De-aia spun că avem premize reale și concrete să vedem România în următorii 7 ani în fruntea Europei cu privire la dezvoltare rurală. Și aici nu vorbim numai de agricultură și alimentație, vorbim și de servicii conexe, din turism și din tot ce înseamnă furnizarea de condiții de mediu pozitive pentru viața umană. Toate aceste aspecte le așteptăm. Din ce vedem noi, avem motive reale și concrete să ne apucăm să ne organizăm. Iar cu privire la subiectul de mai devreme, aș spune așa. A fost o perioadă destul de lungă în care noi am avut nevoie, noi și părinții noștri am avut nevoie să resimțim proprietatea la noi în grădină. Să stăm noi cu mâna pe ea, să fie a noastră. După 50 de ani în care am fost deposedați și am fost trimiși la plimbare și comunismul a fost implementat aici cu pistolul, nu cu vorba bună.
A trecut, s-au trecut 23 de ani, aproape. După 23 de ani, tinerii, eu aveam 20 de ani în 1990. M-am format între 1990 și 1996. Din 1996 am purces cu lupta pentru retrocederea pădurilor și cu alte activități legate de domeniul ăsta și de altele, că sunt economist de formație. Dar ce vreau să spun este că avem deja o vârstă, sunt mulți printre noi care se întorc la pământurile părinților, sunt foarte mulți dintre părinții noștri care au înțeles diferența dintre colectivizare și cooperare, sunt valori care încep să fie bine cunoscute și care sunt cuprinse în propunerile concrete ale politicii agricole comune, așa cum e descrisă. Bun, la telefon domnul Cristi Gherghiceanu, Fundația Adept Transilvania, director executiv acolo. Bună seara, bine v-am găsit! Bună ziua, bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Vreau să-mi spuneți mai întâi cu ce vă ocupați acum la Fundația Adept, ce mai faceți pe acolo și dacă, nu știu, viziunea asta pe care ați propus-o în cadrul Alianței RoPAC va apuca să fie citită de cineva de prin minister, că aflu că ministerul are deja viziunea proprie. Da, o să încep cu prima întrebare. Noi la Fundația Adept încercăm să venim tot timpul cu idei noi pentru a promova zona rurală, spațiul rural și pentru a ajuta pe micii fermieri să răzbească prin nebunia asta de birocratică care se cheamă, nu știu, pe scurt, Uniunea Europeană. Noi încercăm să ajutăm pe cei mici pentru că credem în fermele mici, credem în fermieri, credem că ei sunt șansa pentru România și ei reprezintă biodiversitate din toate punctele de vedere. Da, am aderat legat de a doua întrebare. Domnul Gherghiceanu, vă mai rețin așa cu o anexă la prima întrebare. Dați-ne exemplu, cine sunt fermierii aceia mici de care vorbiți? De la, nu știu, de la câte animale începe să se numească omul la fermier mic sau de la câte familii de albine? Ca să înțeleagă lumea dacă vorbiți despre ei sau despre altcineva. Vă rog să corectați numele domnului Gherghiceanu. Nu există un minim. Micul fermier, din punctul nostru de vedere, este omul sau ferma, indiferent de dimensiune, care un stup de albine, care o vacă, care cinci oi, care lucrează pământ în zonă. Nu trebuie, dacă nu are animale și lucrează pământul din jurul casei sau pășunea. Pentru noi, toți cei care locuiesc în zonă și lucrează pământul, cresc animale, au albine, sunt mici fermieri. Nu există o limită pe care să o impunem pentru definirea micului fermier, cel puțin noi ca și Fundația de Transilvania. Bun, și concret, cu ce puneți? Cum îl ajutați pe ăla care are 5 vaci în ogradă? Adică ce puteți face pentru el? Păi pot să dau câteva din exemple din proiectele pe care le-am implementat în zonă. Vă rog. Finanțate din fonduri din afara țării, fonduri norvegene, fonduri elvețene, fonduri de la Guvernul Angliei, centre de colectare lapte. Am încercat să îi ajutăm în cele 8 comune din zona unde Fundația Adept Transilvania acționează. Am construit 8 centre de colectare lapte, câte un centru de colectare pe fiecare comună. Un centru care este administrat de comunitate. Deci noi l-am echipat, l-am amenajat, l-am echipat și comunitatea decide cui vinde. Nu mai este obligată să vândă unui singur procesator. Vinde cui vrea, poate să se administreze singură. Un alt exemplu, am construit un traseu de bicicletă pe care îl extindem acum, am obținut două proiecte și extindem traseul de la 8 km, vrem să ajungem la 103 km de traseu de bicicletă. Acum 2 ani de zile când am construit primii 8 km de traseu de bicicletă, am avut un număr foarte mare de oameni interesați de zonă. Au venit, au testat traseul de bicicletă, au vizitat fermierii, au căutat locuri de cazare, au căutat produse locale, s-au împrietenit cu fermierii și au început să stabilească relații
comerciale, vin o dată la 2 săptămâni, o dată la 3 săptămâni, cumpără direct din fermă. Excelent, este, da. Este un ajutor, cum zic eu, noi încercăm să fim liantul, să creăm acele unelte și acele lucruri de care au nevoie ca să îi punem la oaltă cu consumatorii pe parte de servicii și de produse. Bun, foarte frumoase exemplele și vă felicit că faceți astfel de lucruri. Iată, sunt la îndemână soluții care generează așa pe capilare tot felul de întâmplări, de dezvoltări. Haideți să mergem puțin acum la, nu știu, opinia noastră a omului care se ocupă cu lucruri în România și nu cu povești. Dacă credeți că Ministerul va avea timp să ia documentul ăsta în discuție, dacă, mă rog, nu-l va trece cu vederea și vă va reprezenta cu adevărat. Și încă o întrebare pe care vreau să vă adresez și vreau să răspundeți punctual la ea. V-a sunat cineva, v-a consultat cineva înainte ca Ministerul să depună acel document, să zicem, sau să pregătească acel document de negociere cu Uniunea Europeană? Nu, asta este o problemă pe care o avem de când ne-am înființat ca și fundație. Ministerul are o agendă proprie și consultarea cu, în general, cu societatea civilă se face numai atunci când există un pistol la ceafă. Dacă spune Uniunea Europeană, vezi că trebuie să consulți opinia publică sau sectorul ONG, atunci o fac. Altfel, foarte multe lucruri le aflăm ori din presă, ori de la Bruxelles. Adică sunt lucruri pe care le aflăm de la Bruxelles despre ceea ce face ministerul. Lucru care nu ajută cu absolut nimic. Deci, până la urmă, trăim din nefericire în două Românii. România lor, România oamenilor care muncesc. Din păcate, asta este părerea mea și asta este ceea ce simt eu. Sunt două lumi paralele. Ori din neștiință, ori din lipsă de timp, ori au agendă gata pregătită de către, nu știu, grupuri de interese. Nu este informație. Nu ajunge informația. Asta am spus. Bun, dar mai spuneți-mi un lucru. Dacă, să spunem, Ministerul Agriculturii, domnul Daniel Constantin, poate îi ajunge la urechi și domniei sale, aveți o viziune, domnule Constantin Daniel, o viziune alianței alianței EuroPAC 2014-2020. Vă rog pe dumneavoastră, domnule Cristi Gherghiceanu, să-mi spuneți cum va arăta România dacă Ministerul ar lua acest document, l-ar negocia, poate ar obține exact ceea ce se cere aici în raport cu Comisia Europeană, cum ar arăta România peste 20 de ani? Pardon, iertați-mă, în 2020. În 2020. Eu zic că ar arăta foarte bine, pentru că am avut o întâlnire cu oamenii cabinetului Cioloș la București. Și ne-au fost prezentate care sunt opțiunile pentru fiecare, care sunt opțiunile pe care statele membre le pot lua în considerare. Și dacă se face o negociere puternică, părerea mea este că spațiul rural ar avea mult de câștigat. Și sunt câteva elemente produse din ferma mea, suntem foarte pasionați de partea asta, de produs din fermă și așa mai departe. Sunt câteva opțiuni care ar avea un impact semnificativ asupra spațiului rural și din discuțiile pe care le-am avut se dorește și o simplificare în ceea ce privește partea birocratică, pentru că asta este un alt aspect foarte, foarte important în accesarea de fonduri. Și bineînțeles, cred că ați apucat să povestiți mai multe detalii cu Bogdan. E, partea de cadastru e iară un punct, cum să zic, fierbinte pentru partea de dezvoltare și accesare fonduri. Da. Mulțumesc tare mult pentru ideile pe care le-ați expus. Luare aminte, dragi prieteni, lucrurile se pot întâmpla frumos în țara asta. Dacă trecem la treabă, uite, dacă vine o fundație precum ADEPCO... Mulțumesc frumos, Cristi. Sunt membrii fondatori la noi.
Da? Sunt, excepțional. Sunt mândru de ei, sunt grozavi, sunt o echipă extraordinară. Vreau să completez ceva ca să fiu corect. Dați-mi voie să fiu corect. Ministerul a început o procedură de consultare anul trecut. Au fost prezenți foarte mulți în săl pe acolo. Procedura nu e încheiată. Nu e încheiată. De-aia spun, când am primit telefon de la minister, apropo de ce document s-a trimis din partea Ministerului Afacerilor Europene. Bun, s-a trimis documentul ăla sau nu? Am înțeles că s-a trimis. Eu am o hârtie unde scrie clar că s-a trimis. Scrie aici. Ministerul Afacerilor Europene a transmis Comisiei Europene documentul consultativ pentru elaborarea acordului de parteneriat. Bun, și atunci, dacă a început o procedură, da. Aline, eu cred că n-au trimis nimic concret legat de PNR. Nu trebuia de să zici, bă, da. Uite, avem aici un briefing la toată povestea asta. Deci eu nu cred că e gata. Eu cred că va fi foarte important și ce transmitem noi. Nu vor putea semna niciun acord dacă nu vor avea și acordul nostru, da? Al fermierilor din țară, al reprezentanților tuturor fermierilor din România. Stai puțin, adică ei nu pot să semneze acel document? Păi poate să semneze, dar dacă noi nu-l susținem și nu-l înțelegem, nu-l putem face, suntem în acea situație cum am fost și până acum. Păi asta, bun, și a plâns cineva pe la minister, nu ți-a spus Vasile cum... Asta spun. Toți oamenii aia competenți din Ministerile Agriculturii, cum să spun eu, boceau pe la șanțurile patriei de mila agricultorului român că nu poate să aibă acces la bani. Deși în domeniul ăsta încă s-a mai întâmplat lucruri. Cât de șchiope au fost programele în PNDR, totuși lumea s-a apropiat de bănuții aia, doar că nu i-a adus în situația în care spune și Vasile să-i vezi bancabil, să-i vezi capitalizat, să-i vezi... Trei puncte fundamentale ne țin pe noi în spate față de competiția europeană. Și eu spun așa, știu că se supără cineva pe mine că tot spun lucruri nu grozave despre țară, deși vorbesc și grozav despre România și trebuie să vorbim frumos despre țară cu încredere. Dar vreau să spun așa, trăim într-o piață comună la desfacere. La desfacere piața e comună, la facere nu mai e comună. Și eu sunt supărat pentru asta și pentru asta trebuie să facem ceva. Și cu organizare reușim. Adică mai clar. Ca păi să mai clar tot înseamnă așa, la facere avem nevoie de... Ce ne lipsește la facere? Că la desfacere toată lumea condiții vine și... Condiții egale, adică condiții bun, egale. Dacă italianul ia costul creditului să fie, mă rog, nu e, avem de 3-4 ori mai scump costul. Practic, dobânzile, să spun pe înțelesul tuturor, dobânzile în România pentru creditul bancar sunt de 3-4 ori mai mari. Da? Subvențiile, iară nu ne batem cu cei de afară, că sunt mici. Suntem la o treime media. Și mai e un aspect care iar e important și îl scăpăm din vedere des, capacitatea de absorbție a fondurilor nu e la nivelul celor de afară. Păi colegii noștri din Franța, în 30 de zile după ce, 30 de zile? În câteva zile după ce au depus dosarul, iau finanțarea. Ei practic angajează cheltuieli pentru proiecte în avans față de plată. Așa e de bine pus sistemul acolo. Sigur la noi te duci, sunt înțelegerile cu banca, dacă te împrumută banca până îți vine, îți dă o hârtie de la APIA, te duci și iei banii în împrumut de la bancă cu niște dobânzi, că na, ai nevoie de banii ăia, mai plătești și acolo. Deci e așa alt aspect pe care trebuie să-l rezolvăm tot prin organizare. Tratamentele diferențiate în funcție de județe și de regiuni. Funcționarii din agenții tratează diferit fermierii în funcție de cum înțeleg ei regulile. Nu e în regulă. Nu e în regulă. Trebuie să facem noi asta, noi, filiale județene, viitoarele camere agricole, trebuie să se asigure că tratamentele sunt egale, că sunt unitare, că se respectă, că nu încalcă nimeni nicio înțelegere legislativă sau de normă. Foarte important. S-a amintit la un moment dat și n-aș vrea să trecem cu vederea peste birocrație, eventual după pauză. După pauză, te rog să îți ideea. Oameni buni! După pauză vom discuta despre provocările perioadei 2014-2020, așa cum le văd cei din Alianța ROPAC. O să vedeți, sunt vreo 6 chestiuni foarte importante. Apoi vom vedea câteva modele de agricultură susținute de către politicile publice. Sigur, sunt propunerile pe care ROPAC-ul le pune. Acolo numărul minim de ferme agricole comerciale în perioada 2014-2020, pentru că și aici trebuie să avem o imagine. Noi am întrebat la un moment dat pe ministrul agriculturii, l-a întrebat o colega mea la o conferință aici la Cluj, domnule ministru, puteți să ne dați un număr al fermelor până în 2020? Adică avem o strategie, avem o viziune clar. Domnule, România va avea prin măsurile de sprijin pe care le pune la punct un număr de atâta, care va s-a stisit, să zicem, piața cu cele de trebuință ale gurii, cu ceea ce trebuie să se întâmple.
Păi de unde să avem, dacă n-am făcut încă o socoteală? De asemenea, vom mai discuta și despre alte principii, despre producția agroalimentară, despre producția de agromateriale și bioproduse. Sunt, e un document foarte, foarte echilibrat și foarte arborescent pus la punct de cei din Alianța RoPAC. Ne întoarcem în câteva clipe. Ne-am întors, oameni buni, alături de mine Alin Bogdan Buzescu, președintele Qatar, Vasile Luca, realizator AgroTV. V-am promis că o să discutăm despre orientarea strategică a agriculturii României. Încă o dată fac precizarea, orientarea asta nu se vede de la Palatul Victoria. Sperăm să se vadă și de acolo la fel agricultura românească în următorii 7 ani. Deocamdată se văd dinspre farul acesta, să zic, al ROPAC-ului, o alianță a tuturor federațiilor, a asociațiilor de profil din România. Vasile, ți-a rămas dator cu un timp și un răspuns la ceea ce discutam înainte? Discutam înainte și aminteam despre birocrație și cred că frâna cea mai gravă la ora actuală este dată de acest fenomen care încă stăpânește societatea românească, inclusiv acest domeniu, agricultura, și anume birocrația. Am văzut câteva proiecte realizate pentru investiții banale, depozit de cereale, și erau foarte, foarte stufoase. S-a ajuns până la faza în care erau prezentate desene, schițe cu dimensiunea șaibei și respectiv a șurubului. Deci, dacă se va continua și se va merge în acest ritm, noi nu vom depăși niciodată 15-20% din fondurile europene care sunt destinate fermierilor din România. Cunosc un exemplu dat de un amic care lucrează în Spania, care face investiții în agricultură acolo, și el îmi spunea că cei din asociație i-au cerut telefonic să meargă la bancă să semneze niște hârtii pentru a beneficia de o finanțare. Deci, practic, aceste rolul, printre altele, rolul acestor asociații nu este numai de a contribui cu anumită cotizație, ci sau de a-și aduce contribuția la, să-i spunem, politica agricolă națională. Rolul acestor asociații este și de a accesa fonduri europene. Absolut. Noi nu trebuie să pretindem fermierului român, cel care are 3, 4, 5 vaci sau are 2, 3 hectare de teren, să meargă la bancă, să depună proiecte, sigur, pentru că el nu va avea niciodată, sigur, posibilitatea. Sigur. Dar dacă vă veți aduce contribuția la realizarea unor cooperative sau unor asociații puternice, aceste asociații pot să facă foarte multe pentru fermierul român. Pot să creeze unități de procesare, pot să creeze mărci de produse, pot să-l ajute la valorificarea produselor și sunt foarte multe produse care se pot realiza pe aceste suprafețe mici și fărâmițate. Îmi vine în minte exemplu Poloniei. La ora actuală, piața Germaniei este invadată de fructe de pădure cultivate în Polonia. Și mi-am pus întrebarea de ce noi românii nu suntem capabili să facem acest lucru. Dintr-un simplu și banal motiv. Nu suntem organizați. Nu suntem organizați. Niciodată fermierul român, ăla cu 2 hectare la munte sau la șez, nu va avea posibilitatea să cultive afine, de exemplu, de cultură și să meargă cu ele pe piața Germaniei. Poate sărac om nici nu știe unde e Germania. Poate în viața lui n-a fost nici măcar în Ungaria. Dar dacă va avea, dacă va face parte dintr-o cooperativă, care la rândul ei va face parte dintr-o asociație sau dintr-o federație, și dacă această federație va avea oameni competenți care cunosc fluxurile comerciale din Europa, eu sunt convins că acest om va avea posibilitatea să-și valorifice marfa și să o ducă mai bine. Și eu cred că toate aceste demersuri pe care le-ați făcut dumneavoastră și pe care le veți face în continuare vin și trebuie să vină în sprijinul fermierului român. Trebuie să-l ajute. Dar fără votul lui, fără dorința lui, fără acceptul lui, eu sunt convins că nu veți putea să faceți nimic. Singur și aș mai vrea să spun încă un lucru, la fel de important. Țăranul român, la ora actuală, este în război, pe de o parte, cu instituțiile statului, care impun un sistem birocratic și care, iată, fac diverse demersuri la comunitatea europeană fără a-l consulta. Și în al doilea rând, țăranul român este în război cu această comunitate europeană care îl invadează cu produse mult
mult mai ieftine. Eu cred că îi va fi tot mai greu în perioada următoare și singura șansă și speranță este asocierea. Da, lipsa de încredere, solidaritate. Moș Ioan Roată, aș nu? Aș fi vrut să spun ceva. Unirea. Adică unde-s doi, puterea crește. Da. Dacă nu înțelegem chestia asta, din și totdeauna funcționa. Apropo de camerele agricole, aceste structuri trebuie create plecând de sus în jos, printr-o decizie a Parlamentului, etc., așa cum se dorește. Nu va fi susținute de fermier dacă pleacă de sus. Dar se poate pleca și de jos nu. În sus. Singura nu există. De jos în sus e singura soluție, singura variantă. Dacă nu este făcută cu contribuția celor care muncesc pământul și cei care sunt lângă ei să îi ajute, specialiști, tehnicieni și așa mai departe, camerele agricole nu vor avea nicio șansă. Vor fi încă niște sinecuri, oficii ale... în care nimeni n-are încredere să intre, se vor uita suspicios unii la alții. Nu. Camerele agricole trebuie să fie conduse de fermieri și apropo de ce spuneați mai devreme, filialele județene ale Confederației își vor dezvolta întreprinderi de marketing, ca în orice activitate comercială modernă. Bun. Sunt servicii care trebuie făcute să mergem puțin spre sinteza declarațiilor, mă rog, sinteza ROPAC-ului. Vorbim despre provocările perioadei 2014-2020. Ai început, Aline, să pomenești la un moment dat de schimbările climatice, de problema apei în viitor. Da. Haideți să încercăm să deslușim un pic pentru tot omul ce înseamnă provocările astea și de ce trebuie să le luăm în calcul. Păi trebuie să le luăm în calcul pentru că sunt pentru noi, pentru România, sunt argumente economice, prezintă un avantaj competitiv faptul că încă avem un climat și un mediu înconjurător divers, încă putem acționa pentru a salva și a păstra ceea ce avem natural, de la bunul Dumnezeu lăsat, și amprenta noastră a oamenilor asupra mediului să fie minimă, să fie în susținerea biodiversității și în susținerea calității vieții, de la cea mai mică furnică până la cel mai mare carnivor. Noi, România, ne mândrim cu cele mai mari efective de animale sălbatice din Europa. Este o valoare extraordinară pe care trebuie să o folosim. Și domnul Țiriac o apreciază, nu? Domnul Țiriac, nu vreau să discut de subiectul ăsta, eu vorbesc de animale sălbatice din păduri, la care nu știu dacă domnul Țiriac chiar are acces, așa cum se spune. Mi-aș dori să cred că nu și că face un fel de sport cu mistreții strânși într-un țarc, deși e o activitate pe care eu nu o iubesc. Nu mi se pare, da, mă rog, fiecare cu, nu vreau să critic eu pasiunile altora, dar sunt valorile noastre ale României pe care trebuie să le folosim. Am văzut în Europa comunități de oameni care nu știu să mai relaționeze cu animalele sălbatice. În țările din Occident, comunitățile locale nu... Nu-i că la Brașov, la voi acolo, nu, care coboară ursul la tomberan. Noi, oierii de munte și crescătorii de animale de la munte, de la noi din țară, de mii de ani de când creștem animale, știm să relaționăm cu animalele și avem, ne înțelegem cu... Sigur că sunt printre noi fermieri care spun că a scăpat puțin de sub control, că sunt mai mulți urși decât ar cam trebui. Dar sigur că și aici... și cei care lucrează în domeniul mediului au o vorbă, trebuie să... Bucuria noastră e că avem despre ce vorbi în România. Noi încă avem despre ce vorbi. Avem habitate, avem populate și avem păduri virgine. 60% din pădurile virgine din Europa sunt în România. 60%? 60%. Nu stăm rău deloc. Avem pădurile virgine, împădurite. Am reținut termenul, da. Bun. Deci, schimbări climatice, impactul acestora asupra rezervelor de apă în fermele agricole. 2. Securitatea alimentară, calitatea alimentelor zdruncinată de incidentele apărute în lanțurile alimentare lungi. V-am tot povestit noi aici despre nevoia, necesitatea scurtării lanțului în două verigi maxim, adică eu produc, dumneata vii și cumperi de la mine, că suntem în asociație și de dorit ar fi așa, să fie până la urmă. Apoi, exodul rural. Și necesitatea menținerii unui țesut social echilibrat în mediul rural, asta e o poveste care, mă rog, e și exod pe de-o parte, pentru că cam plecat tinerii muncind în Spania sau unde vor ei aiurea prin lume să câștige o pâine, și mai e un exod spre țintirim,
spre cimitirul din sat, pentru că satul, cum am spus, a rămas cam pe seama bătrânilor care se mută încet, încet și ei spre. Deci e o problemă gravă asta a satului român. Vă imaginați voi cam cum o să arate satul în 20 de ani în România? Dacă noi ne organizăm, îl repopulăm. Sunt tineri care vor să facă treaba asta. Deci tu asta speri să repopulăm satul românesc? Da, îl repopulăm și îl repopulăm repede. Există interes din partea multor categorii sociale care vor să facă asta. Vasile, există o presiune externă asupra României cu care noi ne-am confruntat întotdeauna, istoricește vorbind. Sunt foarte mulți oameni în lume care și-ar dori o bucată de pământ în România. De asta se și lucrează la, apropo de suspendarea interzicerii vânzării de terenuri conform acordului de parteneriat existent, la 1 ianuarie 2014, practic, cetățenii străini pot achiziționa pământ în România și cu privire la acest subiect avem aici o propunere concretă. Se pare că ministerul de aceeași opinie, sper să rămână așa. Pe mine m-a surprins declarația ministrului care a spus la un moment dat că perioada este prea scurtă și nu se poate face nimic. Stau și mă întreb și îmi permis să-l întreb și pe domnul ministru de ce ungurii au reușit să introducă această lege privind vânzarea terenului. E vorba de bărbăție, Vasile. Păduri virgine și bărbați. Bărbați. Da, în cazul acordului riscă... În al doilea rând, legat de viitorul agriculturii, mă gândeam la situația din Argentina. S-a spus după Revoluție că noi ne îndreptăm spre un model sud-american. Și aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat în Argentina. A fost o perioadă în care exodul spre oraș era identic cu cel existent în România și au rămas localități întregi părăsite, abandonate, suprafețe întinse, Argentina importa foarte multe alimente, orașele au ajuns la dimensiuni foarte mari, știm dimensiunile la ora actuală de 20, poate mai multe milioane de locuitori, și suprafețe întinse nelucrate. Ministerul Agriculturii, Guvernul Argentinei, guvernele țărilor din zonă, pare mi se chiar și al Braziliei, au căutat soluții. S-a ajuns până acolo încât s-au organizat licitații, mi-amintesc de o licitație la Paris, pentru cumpărarea terenurilor sau pentru vânzarea terenurilor de dimensiunea unui județ, cum ar fi Clujul sau Bistrița. Au fost vândute, au fost aduse populații din Africa, utilaje vechi din Europa sau noi și s-a reconstruit, să spun așa, agricultura. S-a ajuns la o prelucrare sau la o cultivare a terenurilor abandonate. Pe mine m-ar deranja, m-ar supăra foarte mult, probabil și pe dumneavoastră, ca și România să ajungă într-o asemenea situație, să aibă întinse suprafețe de teren necultivate și să vină străinii să liciteze aceste terenuri, să le cumpere, iar România să nu mai fie a românilor, ci să fie a străinilor. Eu cred Haideți că, să vedem și pe termen de vedere lung... exprimat de domnul profesor Radu Rei, președintele Forumului Montan din România. Domnule profesor, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Domn profesor, se tot vaietă lumea, se sperie că România nu o să mai fie a românilor, că ne vindem pământurile, că o să vină străinii, că o să ne calce în picioare, că o să fie vai de capul nostru, țară fără pământ. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Dom'le, totdeauna răul este posibil să se facă mai ușor de făcut decât binele. Dar mai e o problemă, să vrem și noi, adică să acceptăm și noi o situație ca asta. Și atunci eu am să vorbesc ca întotdeauna de ceea ce, de unde dețin, să spunem așa, expertiză, adică pe zona de munte. Așa, zona de munte are proprietari. Proprietari clari, proprietari multiseculari, nu de azi de ieri. În primul rând, dacă vă uitați bine în zona de munte, o să vedeți o grămadă de garduri și să zic că unde e un gard, e un proprietar. Deci unde e un proprietar, sfatul nostru este, oameni buni, cât de greu ar fi pentru moment, lucrurile se vor îmbunătăți, dar pământul nu vindem. Dacă nu se poate altfel, îl putem, poate, puțin închiria, puțin așa, dacă vândut, asta e problemă mare și grea și noi ar trebui să avem cu toții o atitudine prin care să-l considerăm cel mai prețios avut pe care îl avem și să-l tratăm ca atare. Bun, deocamdată nu avem abordarea asta, pentru că deocamdată au plecat din țara asta, mă rog, nu peste o tare, desigur, au plecat 1 milion de hectare. Mie mi-a plăcut modul în care a pus această problemă și sigur că noi în zona de munte, cu specificul pe care îl avem, dar și cu mărimea zonei de munte, așa trebuie să fim și aici, cât se poate de circumspecți, să ne asigurăm că punem în mișcare acest pământ cu forțele pe care le avem, cu fondurile europene pe care le putem atrage. Și semnele în acest moment sunt
destul de bune, adică mai bune decât au fost în ultimii 10 ani ca niciodată. Bun, spuneți-mi, nu știu, peste 10 ani, dacă ceea ce ați propus dumneavoastră în această viziune ROPAC, Alianței ROPAC, cum se schimbă viața trăitorului la munte peste 10 ani de zile? Nu, mai trebuie să ne înțelegem foarte bine că muntele are un specific. Noi când vorbim de agricultură și vorbim de agricultură în general, riscăm să facem o eroare cumplită, în sensul de a amesteca ceea ce înseamnă specificul agrozootehnic montan și cu specificul mare agricultură, chiar dacă este vorba de gospodăriile populației. Deci lucrul ăsta a început să se înțeleagă. Greu, 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 dar uite, ne-au trebuit 20 de ani ca să priceapă o lume întreagă care a fost formată pentru gândirea pentru câmpie și pentru zonele care au fost IAS-uri sau CAP-uri și se pare că mințile acestea sunt scrise, domnule. Și atunci trebuie să apară o generație de oameni noi, o generație, putem apela și la ceilalți care, mă rog, vin mai din urmă, dar să stăm de vorbă cu aceia care acceptă provocarea, că acum, când discutăm de 4 milioane de gospodării ale populației, de ferme mici și mijlocii ale populației, din practic agricultura noastră țărănească, față de care avem acumulări extraordinare în țară, dar înainte de 1950. Când s-a făcut această regândire pe toată agricultura română. Bun, după dumneavoastră, la ce număr de ferme, gospodării ar trebui să tindem într-un viitor, să zicem, în 10 ani, în 20 de ani? Pentru că e un fenomen de întârziere, spun unii. Nu știu, această păstrare a clasei țărănești, atât de mult timp, după ceea ce s-a întâmplat acum 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, cu industrializarea Occidentului, s-a schimbat raportul dramatic. Mai avem 5%, 7%. Domnule, raportul s-a schimbat, dar uite că acum însă și Occidentul ne împinge pe această direcție, însă și Comisia Europeană ne împinge în această direcție. De ce? Că s-a văzut că în situații de criză, sectorul care are capacitatea cea mai bună de regenerare și de rezistență este sectorul acestor gospodării mai mici. Prin urmare, o să devenim un model european. Ok? Prin urmare, o să devenim noi un model de existență. Să devenim un model, mă rog, pentru noi sau pentru cine seamănă cu noi. Nu putem să fim modele. Modele e o problemă, e o chestiune de a acorda modele unde. Când noi avem în țară o mulțime de diferențe, chiar în zona de munte, în anumite regiuni, în anumite zone, una e sudul, alta e nordul, adică sunt o mulțime de elemente de specific. Trebuie să le cunoaștem întâi și întâi și de asta am pornit cu cercetarea întâi și întâi în față, pentru ca să ajungem să cunoaștem bine ce stăm, cum stăm, care ne sunt resursele și pe ce pedală putem să apăsăm. Aici noi suntem cât se poate recalificați, pentru că, să știți, în 1990, singura instituție care s-a ocupat de la început de mica gospodărie, dar de tip montan, a fost Comisia Zonei Montane din România și apoi Agenția Națională a Zonei de Munte, care, iată, după ce au desfințat-o, acum se reînființează. Noi trebuie să știți că le-am pus la dispoziția șirurilor de guvernanți care au fost soluții dintre cele mai bune, dar adaptate unui anumit tip de a face agricultură care e specific, clar, muntelui și nu se poate aplica. Bun, le-a spus la dispoziție e una, dar în ce măsură s-au slujit ei de ele? Pentru că... Păi, dar ce vrei să facem acum? Mă gândesc acum nu, dar mă gândesc dacă nu cumva e kafkian așa demersul ăsta a românilor. Iată, aveți un document absolut senzațional, mi se pare mie, l-am parcurs, viziunea Alianței ROPAC 2014-2020 și mă tem să nu aibă aceeași soartă, adică iarăși puneți pe masă soluția și guvernul spune hai bă, lăsați-ne în pace cu poveștile astea, avem noi timp să citim 20 de pagini, dați-ne nebunit. Domnule, cine n-are timp să ia și să vadă ce ne spune profesionalismul și responsabilitatea, să plece de unde este. N-are ce căuta acolo. N-are ce să caute la butoane un incompetent sau unul care își dă cu părerea. Deci lucrul acesta trebuie să fie corelat cu profesionalismul. Dar domn profesor, da. Apropo de profesionalism și de, cum să spun eu, de multă înțelegere care ar trebui să stea la baza unui demers de tipul ăsta, între guvern, între factorii care sunt, să spunem, în resortul respectivului guvern, nu știu, v-a sunat cineva pe dumneavoastră personal, că tot sunteți un doctor honoris causa, nu? V-a sunat cineva să vă întrebe, domn profesor, spuneți-ne și nouă în povestea asta cu Montana,
cu Montanu, cum ar trebui să negociem cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, PNDR-ul următor? V-a chemat cineva la o consultare? Da, în ultimul an, Forumul Montan din România, care eu reprezint și centrul academic care se ocupă de economia montană, așa am fost solicitat la Ministerul Agriculturii, am lucrat în grupurile de lucru, am pregătit ideea unui subprogram tematic pentru zona de munte și când am văzut că e foarte greu să-l facă altcineva pentru că e problema de a cunoaște foarte mult în acest domeniu specific și lucrul ăsta nu-l avem în țară, e o problemă obiectivă, acum că m-am apucat și am făcut singur un subprogram tematic pentru zona montană, Orizont multianual 2040 și l-am pus la dispoziția conducerii Ministerului Agriculturii. Bun, și aveți știință, e băgat, e cuprins general, acolo. Adică am făcut tot ce mi-era mie cu putință ca să facă. Bun, eu nu mă îndoiesc de pentru că... Ca să dictez, domn profesor, eu nu mă îndoiesc de ceea ce faceți dumneavoastră, însă, dacă tot le-a spus în față, pentru că nu aveau calitatea să elaboreze un asemenea document, l-au luat, l-au încorporat în draftul ăla trimis Comisiei Europene spre negociere? Ce știți? În moment, draftul încă n-a fost trimis, dar faptul că este anunțat sub program tematic pentru zona de munte la care ne-am adus contribuții imense, așa, faptul că este prinsă în legea de restructurare a Ministerului Agriculturii, reînființarea Agenției Naționale a Zonei de Munte și a Centrului de Formare și Inovație de Dezvoltare în Carpați de la Vatra Dornei, astea sunt semne pozitive. Noi am lucrat, atunci am lucrat împreună cu guvernul ca să facem lucrurile cum trebuie. Deci în acest moment, lucrurile au luat un trend pozitiv. Să lăsăm lucrurile să evolueze și să sperăm că evoluează înspre bine. Păi bun, dar ar trebui să știe toată lumea cum evoluează, domn profesor. Și a vedea în ce măsură suntem băgați în seamă. Domn profesor, e regulă însă lumea, fermierii, președinți de asociații, am auzit prin telefon înaintea noastră, habar n-au cum arată documentul ăla care fie că e trimis, fie că urmează să fie trimis. Vi se pare normal ca oamenii care vor fi afectați mâine de o negociere, de o decizie care se va lua între România și Comisia Europeană, ei să nu aibă habar ce conține? Dom'le, eu ce pot să vă spun? Că încă documentul încă nu s-a dus, el urmează. Păi, ok, dar habar n-are lumea și avem aici o hârtie pe care scrie că a fost trimis spre eculeasă din presa românească, din altă parte. Va oferi pe site-ul Ministerului, nu? Și va exista o dezbatere și publică. Așa. Dar ceea ce mi se pare mie semnificativ este că până în acest moment n-am motive ca să spun guvernule, acest guvern că nu te ocupi de zona montană, pentru că au început, a intrat în, să spunem, în preocupare. Ei, să lăsăm acum, să îi sprijinim, să-i ajutăm ca specialiștii care îi are ministerul, de exemplu, să se completeze cu cei care avem expertiză și să ne putem aduce acolo un aport competent, profesional. Domn profesor, mulțumesc mult pentru intervenție. Cu mare plăcere. Doamne ajută, sănătate. Larg subiectul și sper să ne mai reîntâlnim. Cu mare drag, cu mare plăcere. Mulțumim. Da. Luăm o pauză, dragi prieteni, după aceea revenim pentru ultima jumătate de ceas a emisiunii din această seară. Înapoi la discuție, dragi prieteni, mai avem vreo 20 de minute la dispoziție. Fiți cu luarea minte, o să vă dăm, o să-l rugăm pe Alin Buzescu să ne creioneze puțin așa, cam... care sunt modelele de agricultură susținute de către politici publice. E o propunere, evident. Ne dorim să se întâmple lucrul ăsta. E viziunea fermierilor, agricultorilor din România. Dacă cineva va avea timp să-l citească, măcar să se inspire din modelul ăsta și poate să zică că e viziunea Ministerului, a Guvernului României. Nu contează, nu ne interesează. Ne interesează să meargă pe picioare viziunea asta, da? Da, eu am să citesc ca să câștigăm vremea, să nu mai mă gândesc la alte lucruri. Modelele de agricultură susținute de către politicile publice, 3 și anume 1. În zonele de câmpie, modelul dominant de fermă din punct de vedere social, ecologic și economic, ce va fi susținut de către politicile agricole, va fi modelul societăților agricole. După aceea, în zonele de colină și montane, modelul dominant de fermă din punct de vedere social, ecologic și economic va fi modelul fermei familiale, iar
3 pentru creșterea competitivității sectorului agricol vor fi susținute, se vor susține fermele rezultate din politici publice de comasare a terenului pe principiul utilizării și nu a proprietății, precum și politici publice de cedare voluntară a terenului. Apropo de unde se rezultă renta viageră. Da. O rentă viageră, da, care a avut așa o... Aș vrea să... Da, un ecou. Un ecou, da, a scos capul puțin și cineva a zis, băi, gata, aș vrea hai să completez aici că, apropo de înstrăinarea terenurilor, am specificat în document trei nivele, pe principiul arendașului, primul drept de preemțiune la cumpărare, arendașul, vecinul, pe locul 2, și aici cred că noi vom avea un rol important, pentru că membrii noștri fiind vecini, bine, mulți dintre membrii noștri fiind vecini, învecinați cu eventualii vânzători, să putem să achiziționăm terenurile, ori vecinul persoană fizică, ori dacă nu chiar asociația, sau dacă nu, eventual filiala județeană Confederației să acționeze, astfel încât și vânzătorul să fie mulțumit, iar terenul să rămână în folosință, în utilizarea și mai aveți varianta a treia cu ADS-ul. Agenția Domeniilor Statului. Agenția, da? Domeniilor Statului și, asta e un, și celelalte organizații de stat. Bullshit, cum ar spune englezul, pentru că statul e interesat să vândă. Statul caută cumpărători, fraților. Nu caută să cumpere ceva, nu caută să redobândească un bun pe care, nu știu, un cetățean, persoană fizică română, e dispus să-l înstrăineze. Statul vinde în țara asta. La ora actuală, mulți dintre cei care cultivă terenuri, cultivă terenuri luate în arendă. Sunt foarte mulți oameni în diverse domenii, diverse sectoare ale agriculturii, care au demonstrat că, indiferent ce faci, cultivi sfeclă, cultivi cereale, cultivi legume, ai solarii, ai sere și așa mai departe, se poate obține performanță cu o singură condiție: să ai bani pentru a investi și să ai suprafețe mari pentru a lucra cât mai rentabil terenul. Statul ar putea să facă un lucru foarte important, nu să dea bani, ci dimpotrivă să susțină arendarea acestor terenuri. Îmi vine în minte o cifră. Arendarea către cine, scuză-mă? Arendarea de către arendași români care să dea o destinație clară acestor terenuri. Statul, adică simplu, garanții guvernamentale pentru achiziționarea de terenuri sau pentru cultivarea terenului respectiv. Vorbim de arendare sau de cumpărare? Nu, adică vorbim de arendare, în primul rând. Pentru și cum să negocieze, să intermedieze statul arendarea între tine, proprietar, și mine, arendaș? Cumpărarea, în cazul în care... Adică vorbești de credite agricole, vorbești de lucruri... Credite agricole. Am în vedere următorul lucru. Cei care au cumpărat terenuri în România, cei care vor cumpăra terenuri în perioada următoare, sau cei care în străinătate cumpără terenuri, o fac din două motive. Pe de o parte, pentru a cultiva terenul sau pentru a arenda terenul. De exemplu, în Italia, 30% dintre proprietarii de terenuri sunt de la oraș. Ei au făcut această investiție, așa cum alții fac investiții în aur sau în obiecte de artă, pentru că o consideră o investiție foarte sigură pentru viitor. Deci asta ar trebui să învățăm și noi, să înțelegem și noi că investiția în terenuri este o investiție mai sigură decât investiția mai sigură în aur. Mai bună cu o singură condiție. Și tot mai sigură, pentru că nu, cu o singură condiție, cu o singură condiție, să știi ce să faci după ce ai dobândit terenul. Și una dintre soluții ar fi arendarea. În România sunt foarte puțini arendași comparativ cu țările vest europene. Dacă statul ar stimula apariția acestor arendași, noi am putea să o ducem mai bine, pentru că sunt cel și care foarte are mulți proprietari, Vasile, față de la noi logica puțin puțin altfel schimbată, dar eu discut de arendaj. Și de la proprietari, românii se văd proprietari, se doresc a fi proprietari mereu. Da, noi fost și trebuie pe când să alții, cum spuneai tu, trăiesc arendând terenuri și fac afaceri, sau trăiesc locuind în clădire închiriată. În Germania, de pildă, cred că maxim 40% sunt proprietari. Da, pentru că se fac calcule și pentru că este mult mai convenabil, în anumite situații, să închiriezi. Vă dau exemplu Italiei, unde există firme care au în proprietate sute, poate mii de hale și le închiriază. Există oameni care doresc să facă afaceri în diverse domenii, inclusiv în agricultură, și care spun, eu nu vreau să construiesc, eu vreau să închiriez. De ce? Pentru că din calcule rezultă rentabilitate în varianta respectivă. Dacă vreau să adaug, suntem invidiați de colegii din Franța și din Italia și din Spania, pentru că avem oameni legați de pământ prin proprietate, pentru că noi am păstrat un pământ curat. În Franța nu mai poți bea apă din sol din cauza pesticizării și a nitriților. Practic, acolo ei duc o politică de refacere a fermelor tradiționale, ei
plătesc 80.000 de euro asta instalarea unor fermier de 4 ani. Asta este un de avantaj 4 ani s-au trezit să facă asta francezii. Ăsta este un avantaj pe care îl are România la ora actuală, da. Sunt și alte cifre. De exemplu, în Statele Unite, 40% din tot ce înseamnă luciu de apă de pe suprafața Statelor Unite, mă refer la lacuri, râuri și așa mai departe, sunt interzise pentru scăldat, deci nu pentru consum de apă. Asta înseamnă că Statele Unite și-au poluat foarte mult, foarte mult apele. De asemenea, țări care au făcut și care în ultimii 20-30 de ani și-au dezvoltat foarte mult agricultura și am ca exemplu Olanda, au ajuns să aibă o suprafață de teren atât de chimizată, încât produsele agricole nu mai sunt permise pe piața unor țări vest-europene. Dar am pățit-o la România... Covazna cu sămânța de cartof. N-au stricat colegii noștri din Covazna pământul cu sămânța adusă din Olanda? Dar se știe clar. Adică, ce s-a întâmplat? Păi, au cumpărat sămânțe de cartofi din Olanda și au stricat solul și nu se reface în 5-8 ani. Păi cum l-au stricat solul? Păi, dar au adus sămânțe de cartof chimică, nenaturală. Da. O sămânță de cartof făcută cu substanțe. Am înțeles. Și s-a stricat solul. Bun, până la urmă, România, cred că din ceea ce are la dispoziție, și anume un pământ, așa cum ni-l clasifică toți ca fiind absolut nemaipomenit de bun, și așa și este. Odihnit, pentru odihnit că n-a fost și, lucrat mulți ani. Așa. Ținând cont de faptul că putem hrăni măcar 60 de milioane, dacă nu 80 de milioane de oameni din ceea ce avem ca potențial, eu zic că și dacă ne rezumăm la agricultură, așa cum zici tu, Vasile, că nu e cam de lumea treia, și anume, pă, suprafețe mici, cu gospodarul ăla, cu ăia 3 milioane de gospodari care produc acolo în casă, cât să spun eu, cât să mai țină o familie, două familii pe lângă ei numai, da? Și când va înțelege românul că poate să se adreseze lui Alin Buzescu la lângă Brașov sau la Dumbrăvița sau nu știu unde și să meargă să-și cumpere de acolo lăpticul, papa, am fost și eu la țară acum, de-a dreptul, cum să spun eu, onorat, mândru, onorat. Impresionat că pot să mă duc la mama în curte și să-mi aduc de acolo puiul ăla de găină. Păi ce e mai bun decât asta? Laptele adus de la stână, de pe, și cum spuneai tu, când te gândești ce mănâncă oile alea, 120 de specii de plante pe metru pătrat, plante medicinale, vocinzești. Dar ce lapte mănâncă porcii de la noi din Dumbrăvița? Exact. Băi, când te gândești că ai acces la o hrană de nivelul ăsta sănătoasă, nu-i mâncare, vorba lui Alin la început, e hrană, hrană. Adică ne e medicament. Poftă, ne faci poftă. Eu mi-amintesc că am cunoscut la un moment dat. Voi vă dați seama că noi putem trăi. Să nu te intereseze nici să duci în afară, nici să... Da, să te rezervi puțin la ceea ce produci aici, la să mănânci din România. Importă 80%. Numai, păi asta spun, dacă 80% din ceea ce importăm în momentul de față nu mai importăm ce îl producem noi acasă, aia înseamnă că rămân bani. Banii cu cine să duc... facem? Cu electroniști care conduc agricultura? Nu, fratele cu meu, nu, asta frânar, cu cine? Trebuie să întâmple o mutație și la nivelul conștiinței, a mentalului Fii colectiv. De. Pentru că dacă tu, orășan, Vasile, Luca, vei înțelege să te duci la doi pași de Cluj, să nu-ți mai cumperi de la supermarket puiul, ci să te duci la tanti Viorica și să-l iei de acolo, mâine îi dai o speranță lui tanti Viorica și va ține încă 10 pui în plus, care are nevoie Vasile Luca. Îi duci banii femeii respective, îi ridici și ei puțin speranța de viață, nu? Și tu o să ai o viață sănătoasă, așa, nu o să mai treci pe la farmacie prea des, să te tratezi păi, de... Da? Trebuie să ne mai pregătim cu ceva foarte important. Avem exemplu. Putem risca să exportăm mâncarea bună și să mâncăm tot mâncare de import. Mare atenție! Să poate întâmpla asta. Asta se va și întâmpla. Haideți să mâncăm, să facem mâncare bună pentru noi, să ducem în hipermarketuri mâncarea făcută de fermierii noștri, da? Și avem o înțelegere cu reprezentanții hipermarketurilor din România. Hipermarketul, ok, dar hipermarketul întotdeauna caută cel mai ieftin. Sigur. Eu zic să ne orientăm să spre... merge direct la consumator, sigur, să mâncăm noi bine și după ce avem o hrană bună noi în țară, românii, putem să ne gândim să și exportăm și sigur reușim dacă ne organizăm, sigur. 1 milion de ferme da. Țărănești. Vasile, până în 2020, o țintă minim, spună... Să nu fie un milion. Eu cred următorul alianță, lucru. Eu cred că dacă în această perioadă, până în anul 2020, nu se vor înfilța 1 milion de ferme. Deci ferme așa cum... comerciale, spunem noi. Să da, fie minim un milion uite, de ferme eu cred, comerciale. Eu cred sincer că dacă se vor înfința pe acest program pe care l-ați creat și la care ați lucrat și sunt convins că ați pus suflet, 100.000 de ferme în toată România, veți face un lucru deosebit. Veți da tonul și veți demonstra celorlalți
fermieri din România că se poate face performanță, că se poate face o agricultură deosebită. Și eu cred că este mult mai important să creați o schimbare de mentalitate, o schimbare de opinie, decât să faceți ceva mecanic care să fie de mari dimensiuni. Deci dacă într-o comunitate, într-o parte a județului sau într-o comună creați o fermă performantă, se vor mă lipsi toți. Dar important e ca să o creăm... Avem 12.000 de sate în România în momentul de față. Și mă gândesc numai așa, știi, să... De trei ori mai multe. Pe fie... Exact. În fiecare sat să ai... Eu zic în cap 4 ferme într-un sat, nu? Nu-i mare brânză să ai 4 ferme. Pot să fie 4 ferme în domenii diferite. Nu trebuie să fie în același domeniu. Nu uitați, dragii mei, că nu pornim de la zero. Avem exemple pozitive în țară. Sunt în toate zonele din România lucruri care funcționează. Trebuie să le aducem în fața oamenilor. Eu mă gândesc la Franța, care în fiecare an aduce pe piață vreo 10.000 de noi ferme, da? De dimensiuni rezonabile. În România, pe programele alea, nu știu ce măsură e, acum nu-mi vine în cap 1-2-1 sau așa, cu modernizarea fermelor? Nu, cu instalarea tânărilor. Avem vreo 8.000 și ceva pe un exercițiu de 6 ani, 2007-2013. Ia câte care e nivelul nostru. Deci asta spun, că ar trebui să se accelereze puțin. Deci noi spunem așa, circa 14.250 de ferme anual de tineri fermieri. Asta ar fi media 14.000. Anuală. 14.250 pe an. Minim. Da, e ce spuneam. În fiecare an într-un sat să se facă o fermă și un sfert. Numai. Da. Și bine. Da. Nu, eu cred că trebuie în primul rând făcut un efort și din partea dumneavoastră și din partea guvernului ca să oprească acest fenomen de distrugere a statului românesc, de cădere. Pentru că în condițiile în care tinerii la ora actuală se îndreaptă spre munci necalificate în Occident, satele românești vor ajunge să fie rase de pe fața pământului. Da. Și atunci, bineînțeles că se vor crea suprafețe mari prin diverse fenomene, ele vor ajunge pe mâna străinilor care vor face tot ceea ce doresc cu aceste terenuri. Da. Mă gândesc acum la un exemplu concret și vreau să fac referire la el pentru că sunt convins că nu e singur în țară și sunt mulți așa. Am un nepot farmacist, nu mai a salariu. Farmacia lui, dintr-o rețea renumită, e în faliment. Ba, chiar mai așteaptă puțin, parcă o să vină ziua când o să plătească la intrare, ca să vină la servici. Au adunat cu prietenii 10 hectare de pământ în județul Dâmbovița. Au o părticică din bani. Cred că au adunat vreo 4.000 de euro. Sigur, 4.000 de euro și 10 hectare și 4 bărbați la 36-38 de ani nu ajung. Da. E, așteaptă cu nerăbdare propunerile concrete pe măsurile care urmează. Nu știu cum să facă și pe ce să pună mâna și la ce bancă să se ducă și ce să facă. Trebuie să vină ceva să ne spună. Ce să facă? Creștem capre, punem afin. De multe ori ajutorul, știți de unde ar trebui să vină? Nu de la bănci, nu de la guvern, ci de la procesatori. Pentru că există la ora actuală anumite domenii, anumite segmente, îmi vine în minte, de exemplu, cultivarea sfeclei de zahăr. La ora actuală, cei 4 procesatori pe care îi mai avem sunt străini, care au investit, care au cumpărat aceste fabrici și ajută acest segment. Îi ajută pe cultivatorii de sfeclă de zahăr. Sunt străin, Vasile, tocmai. Vin cu lecția învățată, adică știu că trebuie să-ți promovezi interesele și anume să obții materie primă, să-i sprijin cumva. Să-i stimulezi, să-i ții aproape, să faci o anteplată, să se poată gospodări. Da, dar asta înseamnă să vii, Vasile, asta înseamnă există. Să vii capitalizat. Adică precum băia care fac zahăr la Luduș sau prin alte părți, nu ale României, au fost fabrici românești, nu? De ce n-au știut la fel să facă și procesatorii la vremea când erau români? Pentru că asta convenit e să... stilul, tată. Da, e... trebuie să refacem ce am avut. Haideți că avem încă un telefon în momentul acesta, domnul Ioan Agapi, președinte Federația Agricultorilor de Munte Dorna. Bun găsit! Vă mulțumesc că ați intrat în direct cu noi. V-aș ruga să comentați un pic această, mă rog, sinteza declarației ROPAC. Sunteți parte în această alianță. V-aș ruga să-mi spuneți, din punctul nostru de vedere, cum va arăta țărișoara asta peste 7 ani de zile, peste, 8-10 ani de zile, până se implementează tot următorul exercițiu financiar, să spunem. Avem șanse să arătăm altfel, să fim mândri așa de noi, că numai asta ne mai lipsește acum, un pic de mândrie, că așa suntem de cârcojați, de complexe, de vai de capul nostru.
În primul rând, bună ziua dumneavoastră și ascultătorul și telespectatorul dumneavoastră. Și ce să zic eu, mi-ați dat o temă de casă destul de dificilă să-mi dau eu cu presupusă cam cum se va întâmpla în următorii 7 ani. E greu de spus, dar eu îmi exprim, hai să spunem, speranța, adică mai bine zis, în acest moment, și anume, în opinia mea, cred că cel puțin satul de munte va arăta mai bine, întrucât am avut destul de multe, hai să spunem, am înregistrat multe succese, cel puțin teoretice, în ultimele câteva luni, întrucât se preconizează un subprogram tematic zona montană, ceea ce înseamnă că satul de munte din România are mult mai multe șanse să arate mai bine ca acum și să reducem din decalajul care deja există între noi și celelalte țări ale membri ale Uniunii Europene. Acesta este un punct de vedere acum în acest moment și zic eu că avem multe șanse în acest sens. Spre deosebire de alte proiecte, de alte programe, PNDR-ul a fost unul dintre programele care a atras majoritatea fondurilor care au fost alocate, iarăși este un lucru bun, dar trebuie să ținem să fim în același timp, să fim realiști, să recunoaștem faptul că cei mai mulți bani s-au atras direct prin plățile directe pe pilonul numărul 1 din PNDR-ul. Eu personal, ca și hai să spunem, reprezentant al Federației Agricultorilor de Munte, îmi exprim și speranța și în același timp, știu eu, dorința de a ajunge acolo unde ne dorim cu toții. Cel puțin în area de operare a noastră, fără să fiu prea modest, se simte o mică diferență, cel puțin măcar în abordare, față de câțiva ani din pe care i-am avut ca și activitate în zona noastră, în activitatea noastră. Ca și, hai să spunem, ca și termeni pragmatici, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că nu avem nicio șansă să începem, finanțarea, să putem să tragem bani începând cu 2014, întrucât acum, în acest moment, la Ministerul Agriculturii încă se mai fac analize SWOT. Deci gândiți-vă că, practic, perioada eligibilă care începe la 1 ianuarie 2014 și se termină în 31 decembrie 2020 plus 3 ani de implementare, este puțin probabil să începem la 1 ianuarie. Dar eu îmi exprim totuși speranța că următorii 7 ani de programare multianuală să aibă o durată, o existență, să fie perioada eligibilă, să fie undeva la 5 ani și jumătate plus 3, adică plus perioada de implementare. Domnule Agapi, dumneavoastră sugerați acum că vom avea un 2014 un an mort. Un an în care o să stăm să ne punem la punct strategia, planurile de a atrage banii ăștia. Nu suntem pregătiți încă. Păi nu sugerez, din păcate am concluzionat. Deci practic în august ar trebui să fie stop joc. Adică să avem cărțile făcute, să avem temele făcute și să începem implementarea din ianuarie 2014. Ceea ce nu este nici cum așa. Deci nu avem nici cum așa. Noi încă suntem... Asta s-o spune spre deosebire de alții, pentru că alții își fac socotelele dinainte. Într-adevăr, alții își fac socotelele înainte. Chiar acum, săptămâna trecută, am fost la o întâlnire la Roma, la Euromontana, și a fost o conferință pe tema asta, Munții Europei Orizont 2020, și inclusiv francezii recunosc că nu avem cum să începem, francezii, italieni recunosc treaba asta, că nu avem cum să începem. Deci, este, într-adevăr, suntem noi un picuț în urmă, dar nici comisia nu este mai puțin stufoasă din punct de vedere al hârțogărei. Deci sunt destul de cum să spun eu, birocrați și ei. Și este realitatea dură care se va întâmpla cu sau fără voia noastră. Anul 2013, perioada de sfârșit, și anul 2014, și sper eu să nu fie șobocat în 2015, este o perioadă în care este moartă din punct de vedere al investițiilor în agricultură. Am înțeles. Pentru că ce vor fi plățile directe. Deci banii se vor trage doar pe plățile directe. Subvențiile în agricultură. Exact. Pe suprafață. Exact, pe suprafață sau pe zone defavorizate sau ce mai sunt acolo. Și este la modă și este un trend, o recomandare a Uniunii Europene să facă subprograme tematice.
că se cheamă zonă montană, că se cheamă lapte, că se cheamă legume și tineret. Este un trend de a se face sub programe tematice. Ce este iarăși foarte adevărat și noi trebuie să o recunoaștem cu voce tare, la noi nu funcționează euroregiunile, unde în alte părți funcționează euroregiunile și merg mână în mână proiectele de la fondurile de coeziune cu fondurile de dezvoltare rurală, cu fondurile de la alte programe FEADER și ce mai fi. Am înțeles. Deci la noi încă nu funcționează. La noi, dacă vă uitați, încă aleșii noștri, factorul de decizional la noi, încă se ceartă pe cât, cum, ce, care și cum să funcționeze euroregiunile și cum să se împartă funcțiile. Deci apoi există o frână din partea Ministerului, pentru că dumneavoastră imaginați-vă un lucru. Gândiți-vă că o parte din bani pleacă la plățile directe, asta înseamnă că nu mai trebuie semnătură din București, ceea ce deranjează un rând de funcționari. Gândiți-vă că o parte din bani pleacă pe sub program tematic, ceea ce ar trebui, iarăși dispare o parte din putere și, bineînțeles, influența lor din București și locuri de muncă. Și gândiți-vă că o altă parte din bani pleacă la euroregiuni, pe cele 7-8 câte vor fi ele într-un final. Și atunci, practic, dispare obiectul muncii autorității de management din cadrul Ministerului Agriculturii și există o mare reținere. Deci sunt cam forțați să facă ceea ce trebuie. Deci forțați de modul de organizare a Uniunii. Și Comisia recomandă și în același timp recomandările lor devin destul de... Deci recomandarea devin lege. Hai să fim serioși că am da, așa lucruri. E limpede. Întotdeauna la noi o recomandare are da, valoare absolută. Dar, mulțumesc mult. Trebuie să vă opresc aici, domnule Agapi. Vă mulțumesc pentru intervenție. Promit să revenim la discuția dumneavoastră cu un alt prilej, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus în domeniul acesta. Mai avem 2 minute. N-am spus nimic despre existența și respectiv extinderea sitului Natura 2000, promit să care te are să de asemenea... Și asta. Da? Ba, din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Alin Buzescu, da, aș vrea să citește optimismul, vă rog să dați un cadru pe prietenul nostru, să citește optimismul în ochii lui. Sunt optimist sincer din tot sufletul, dar mi-e și sarcină de lider al Confederației să fiu optimist, că un lider care nu e optimist nu trebuie să fie naiv, bineînțeles, dar de ce sunt optimist? Pentru că am văzut cu ochii mei anul trecut toată Europa țărănească adunată la Bruxelles. Și sunt țărani în toate țările din Europa. Doamne, și toți ferește, au probleme. Dacă mergem noi toți țăranii din România la Bruxelles. Și toți vor o agricultură țărănească dezvoltată. Și pentru mine asta este o sursă de încredere că să avem susținere, avem parteneri buni în Europa. Rămâne ca modificarea de conștiință în perioada asta de criză să o facem toți, să privim toți în sufletele noastre cu încredere, să ne dăm mâna. Și să facem astfel încât guvernul și ministerul și ministerele implicate să ne privească cu încredere, cu respect, iar parteneriatul să funcționeze. Într-o nu avem familie, altă șansă. Că într-o familie se spune familie. Că dialogul rezolvă multe probleme. Da. Eu cred că și într-o națiune, într-o țară, dialogul între autorități pe de o parte, organizație și respectiv țăran pe de altă parte, poate să rezolve toate aceste probleme. Chiar pe care dacă unul din familie are o problemă, cum să spun eu, severă de auz, cum de obicei sunt guvernele, liderul trebuie să medieze. Miniștrii, da, putem învăța și limbajul semnelor și poate că or fi ei surzi, noi nu suntem muți, o să ne vorbim în continuare ce avem de vorbit și dacă cumva sunt surzi, noi putem să repet, să învățăm și limbajul ăsta al... Este leac pentru toată lumea până la urmă. Cam atât, oameni buni, pentru această seară. Mâine ne vedem din nou cu un alt subiect. Până atunci, cele bune, Doamne ajută! Mâine cred că o să discutăm puțin despre meteo. Facem niște prognoze, poate găsim și puncte de vedere ale fermierilor să ne spună exact cât de afectați sau cât de bucuroși sunt pentru că am avut precipitații în această perioadă, dacă nu cumva au fost și ele din abundență pe anumite locuri, așa s-a dovedit. Mâine seară, dragi prieteni, cele bune! Noapte bună!